Cine sunt eu? Sunt persoana care poate să facă schimbarea în lume, în lumea care am cunoscut-o și perceput-o în mijlocul familiei. Valorile, educația, cultura au stat la baza creierii personalității mele. Pentru a participa la schimbarea lumii din jurul meu, mă implic în diferite proiecte, cum ar fi activitățile organizate de Terre des Hommes. În cadrul acestor proiecte, am participat la școala de vară Aleg, unde am fost instruită cum să tolerez situațiile de bullying în școală, să ameliorez situațiile de conflict între elevi. Am învățat cum să evităm stereotipurile, violența prin lecții de la egal la egal. Întorcându-mă la școală, am realizat un șir de activități, implicând cele studiate. Elevii din școală și-au schimbat părerea, comportamentul și-au îmbunătățit atitudinea față de cei vulnerabili sau cei mai slabi ca ei. Alte modele de comportament civic de la care am însușit responsabilizarea și cultivarea dragostei față de patrimoniul cultural local și valorificarea lui sunt proiectele Yetvinic, care au creat o școală fără frontiere, un spațiu educațional comun pentru cadrele didactice și elevi. Știu că fac parte dintre tinerii cărora li s-au creat condiții de dezvoltare a propriilor abilități, care îmi vor fi de folos în viitorul carierei mele. Recunoștința mea în fața celor care au contribuit la propria dezvoltare o voi răsplăti în timp. Sunt datoare să ajut și eu, prin ceea ce pot, pe cei care au nevoie de susținere și motivare. Dacă ar spune cineva că noi, tinerii, suntem nepreocupați de propriul nostru viitor și de viitorul țării, ea își contrazice. Noi, tinerii, ne mobilizăm în integrarea cu societatea matură. Ne abilităm în vederea implicării în procesul decizional. Promovăm democrația participativă și a bunei guvernări la nivel local prin formarea și consolidarea capacităților de gândire critică, educație civică și a tuturor eforturilor noastre de a fi auziți. Această șansă ne-a oferit o asociație obștească Credis. În cadrul activităților, am convins subiecții comunitari că nu suntem indiferenți și ne pasă în ce condiții se află localitatea noastră și care este viitorul ei, dar cel mai mult ne pasă cum noi putem promova o schimbare. Consiliul elevilor este un organ de autoconducere și reprezentativ al elevilor. Este o încercare de autoguvernare, un mijloc prin care ne facem auziți, ne oferim șanse de a demonstra compatibilitatea noastră cu maturii într-un parteneriat durabil. Am organizat activități educaționale, de voluntariat, de informare, prin care mi-am motivat propriile convingeri despre potențialul meu intelectual, abilitățile de lider și calitățile umane. O reușită a performanțelor mele a constituit proiectul Schimbare prin implicare, organizat de YPIR Moldova. YPIR este o rețea de tineri educatori de la egal la egal pe care am cunoscut în cadrul activităților proiectului. M-am simțit de folos jucând rolurile care demaschează situațiile de bullying sau instruiesc semenii mei să facă față fenomenului de bullying prin intermediul scenelor de teatru social ghidat. Acest proiect a trezit în tinerii beneficiari dorința de a face dreptate în lumea copiilor, de a face auzite acele metehne sociale care de mult trebuie lichidate prin tratarea lor corectă. Voi trăi corect și voi striga să-mi fie auzite doleanțele. Voi acționa să îmbunătățesc viața celor dragi, care mă înconjoară și propriul destin. Fac parte din generația care poate îmbrățișa necuprinsul, pentru care schimbarea croiește viitorul. Trăiesc în era tehnologiilor, care pot optimiza procesele vieții și moderniza circumstanțele din toate sferele vitale. Dar mai întâi îmi voi pune la încercare propriile posibilități. Schimbarea începe de la mine.